Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, am zis să vă arăt și cum se prezintă mătcuța roșie în luna august. Fiindcă tot am urmărit-o aproape întreg sezon, am zis haideți să vă arăt și cum e în luna aceasta, în luna august, fiindcă o mai deschidem în septembrie și pădânsa. Iată, aici avem ceva puiet amestecat cu păstură pe acolo. E ceva frumos, să zicem, la ora asta. Dar putem să zicem că avem pe prima ramă puiet. Să continuăm. Să desfac ramele ca să meargă un pic mai repede. E o matcă care e de luat în seamă pentru anul viitor. Pe fica ei am băgat un stupu termos, fiindcă în primăvară am de gând să fac o lucrare cu dânsa, fiindcă oricum nu sunt mărci roitoare, și atunci o să facem în primăvară o lucrare frumoasă cu ea. Acum trecem la a doua ramă. Ia să vedem ce avem. Iată, avem și miere și puiet căpăcit. Un puiet consistent. Uitați aici ce frumos, frumos pentru luna august. Ce să așteptăm pentru luna august? Bun. Să vedem. Pe câte rame se face el cu puietul. Trecem la următoarea ramă. Altă ramă foarte frumoasă, de data asta până jos cu puiet căpăcit. Avem puiet căpăcit. Iată, așa frumos arată el. În legătură cu acest puiet, de ce sunt eu așa mulțumit? Fiindcă orice filmare am văzut la ora actuală, n-am văzut așa puiet. Probabil mai sunt care au, dar nu postează pe internet. Și sunt foarte mulțumit de această matcă. Iată și aici. Aici avem plin cu ouă. A eclozat puietul și a luat tot mătcuța. Tot. Acum vorba venind de blocaj, nu văd așa ceva. Iată și aici, coroniță frumoasă și plin cu puiet. Bun. Avem și pe a patra ramă. Puiet. Trecem la următoarea. Ia să urmărim. Da, aici începe să-și ridice coronița, are miere necăpăcită și are și puiet, la fel și pe această ramă. Această ramă mi se pare că a fost una dată mai de mult după ce a fost dată la centrifugă, de aceea așa mai ciudată. Deci avem puiet pe 5 rame. Trecem la următoarea. Asta e a șasea. Avem și aici ouă. Această ramă a ouat. E pe a șasea ramă. A ouat, dar între ouă mai e și câte o bucățică de păstură băgată. Trebuie păstură. Acea păstură dispare cât ai clipi, imediat ce eclozează puietul căpăcit. Deci, 6 rame.
Deja și dacă ar fi numai atâta puiet, ar fi de ajuns. Trecem la următoarea ramă, asta parcă e mai grea. Avem și aici larvar, de fapt se și vede cum stă albina. Șaptea ramă. Da, frumos, frumos de tot. Și aici e la fel de frumos, cu larve până sus aproape. Deci a șaptea ramă. Așa. O matcă roșie care a venit la mine în stupină de nicăieri. I-am observat calitățile în prima oară, când din două rame iernate, iată ce a reușit ea să facă. Și aici avem și larvar, mai restrâns de data aceasta, dar avem. Și ieri 8 rame, avem puiet pe 8 rame. A, și aici e și mai frumos, cu larve, până aproape sus, deci avem până sus. O să vedem ce o să aibă în septembrie. Eu în august restrâng familiile de albine în funcție de puietul care l-au. Deci dacă ea are deja pe 8 rame puiet, eu sper pe aceasta, pe a noua, să nu aibă puiet. Ia să vedem. Sper din toată inima să n-aibă puiet. Nu are. E o ramă frumoasă cu păstură. Așa vroiam să arate această ramă. Cu păstură frumos. Iată ce bine arată. Deci, își menține 8 rame, dar va scădea în 2 săptămâni pe 6. Mărginilii vor scădea și ea va rămâne pe 6, după care încă o lună, eu sper ca în septembrie să rămână pe vreo 3 rame de puiet, dar vom vedea în septembrie. Așa. Aici o să aduc o ramă cu miere din altă parte. Ramele albe le-am dat deoparte și mă duc și aduc o ramă cu mâncare, fiindcă acel puiet care o să eclozeze o să aibă nevoie de mâncare. Iată ce frumos cu această mătcuță. Am și alte colonii mai frumoase, ați putut vedea în filmele anterioare, dar aceasta mă surprinde, fiindcă a fost pe două rame. Două rame înseamnă că la primăvară o să avem o explozie cu această mătcuță. Bine, eu o să aduc aici niște mâncare. Până data viitoare, numai bine!